Astăzi m-am gândit să fac un vlog pentru că urmează să avem o zi bună, sper eu. Sunt aici cu Mihaela și în seara asta o să avem așa un girls night. O să petrecem noaptea la hotel și o să mergem la cumpărături și sper să facem ceva distractiv. Și am zis să vă iau cu noi astăzi, să ne distrăm împreună. Și acum o să mergem puțin pe la mall. Ne-am oprit la Charlotte Tilbury să ne uităm puțin la astea. E prima dată când testez produsele Charlotte Tilbury. N-am mai încercat până acum. Eram curioasă cum sunt. Ne-am oprit puțin și la NARS și a găsit Mihaela Rujul Orgasm și a zis că îi place. Ăla e acolo. Eu vreau să încerc blush-ul lichid. Am auzit mai lucruri bune despre blush-urile astea lichide. Wow! Pigmentat. Pare drăguț. Pare genul care se miște fondul de ten sau... Nu, no, e super... E lichid. Are shimmer in it. Mm-hmm. Am pe buze rujul de la Charlotte Tilbury Pillow Talk, se cheamă? Pillow Talk, cu asta sunt dat acum pe buze. Am vrut să testez rujul. Mi-a zis că nu l-am în stoc, nu l-am în stoc, nici dacă voiam să-l cumpăr, nu puteam să-l cumpăr. E drăguț. Stă bine. E, nu știu, mi-am făcut aici swatch pe mână ca să mă mergem acum la MAC să văd dacă găsesc un duc pentru rujul ăsta. Sigur o să găsesc ceva asemănător. Mi se pare asemănător cu Velveteri un pic. Dacă ați încercat rujurile satin de la MAC, cam așa se simte pe buze. Și mergem acum la MAC să văd dacă o să probez ceva nou acolo sau nu. Dar sunt curioasă să văd ce o să găsesc asemănător cu rujul ăsta. Ioana încearcă rujuri. Am bărbat gorol și fău, cremul gorol cu rupe fău și acum o să probez unul mai trupat, un fiușa. Să vedem. Fău și gorol arăta chiar bine pe tine. Talking. Deci, Ioana s-a decis să-și cumpără Fou și Whirl. Asta să primesc gratis. Deci, le-au cărat de trei până la urmă. Și cu asta o să rămân pe buze. Mi-a rupt silpește părul de buze. Am fost și la Sephora după ce am fost la MAC și și-a luat Mihaela o mască hidratantă de acolo. Și acum cred că o să mai mergem puțin la The Body Shop, pentru că am zis Mihaela că am găsit bronzerul cu $2. Și nu știu, acum o sunt tentată să mă duc să mai iau unul. Că unul nu mai ajunge. Dar mâine la $2 nici la Walmart nu găsești un bronzer așa de ieftin. Plus că este atât de ca lumea. Asta e partea cea mai mișto, că este foarte ca lumea. Nu că e $2. Și am rămas cu rujul ăsta pe buze și pe ăsta o să-l țin astăzi, cred, până mă plictisez de el. Sau până mănânc, să vedem dacă mi se întinde cu toată fața. Vedem după aia. Am ajuns la Outlet Mall și primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne oprim să găsim un loc unde să putem mânca, pentru că suntem lehnite amândouă. Și am găsit doar locul ăsta, este singurul loc unde vând mâncare. Au toate magazine de haine și toate alea, dar doar ăsta e locul unde am mâncare. Și am mai sandwich-uri și salate și ne-am luat sandwich-uri. Eu mi-am cumpărat Mediterranean sandwich, care are pui, castraveți, de fapt nu pui, curcan, castraveți roșii, ceapă, simplu. Curcan, da. Mihaela și-a luat un Ruben sandwich cu pastramă, varză murată, sauerkraut și brânză și un sos. Simplu, dar e bun. Facem jumătate să vedem care e mai bun. Sunt la magazinul Coach și au aici câteva chestii cu Mickey Mouse din colecția Disney. Coach și Disney sunt așa de drăguțe. Mă uitam la Mickey ăsta de piele. $500. Dar e super tare. Disney Coach. Ce-mi place Mickey ăsta. Și au și unii și mai mari. Nici nu vreau să mă gândesc cât costă aia. Dacă ăsta mic e $500. Oh my gosh! Serios? 500? Wow, e 50% reducere, 250. 250 de dolari pentru un Mickey. Cu banii aia mă duc la Disneyland. Exact. Suntem tot la Coach aici și am văzut o geantă. Geanta asta. Este așa de drăguță. Vreau să-ți o țin eu ca să... O, mi-o ține Mihaela ca să vadă mai bine. Trebuia să mă filmez cu ea în timp ce probam. Și îmi place super mult, doar că aș prefera să aibă pe negru ca să nu mi se murdărească de la blugi, pentru că mai am o geantă maro și când se freacă de blugi rămâne albastru și asta e singurul lucru care mă ține.
La geanta să dea așa de frumoasă. Și Mihaela îi place. Mie-mi place. Și pe roșii frumoasă, dar să fim serioși când port o genți roșii. Am găsit și un portofel negru pe care l-are Mihaela acolo. Și acum stau și mă gândesc, mi-au geantă, să-mi iau portofelul. Sau să nu-mi iau niciuna și gata. Mă gândeam acum că n-am mai scos camera să filmez. Am fost așa de captivată de magazine, uite și la aia, uite și la aia. Unde am mai fost? Am fost la Coach, unde v-am arătat puțin gențile și portofelul. Nike, Adidas. Acum mergem la Fossil. Bath and Body Works. Am intrat și noi pe la ce ni s-a părut așa mai interesant. Mergem acum la Fossil și după aia mergem la hotel. Și la Cosmetic Company. Cosmetic Company. Și mi-am zis că ne-am luat câteva chestii și de acolo. Era imposibil să nu. Mi-a rezistat rujul super bine. Adică așa mi se pare mie. A rezistat de la prânz până acum. A rezistat ca un ruj lichid, din punctul meu de vedere, și doar este un ruj mat. Frumos, e vreme frumoasă, ok. Da. Nu transpirăm, bate un pic contul. N-a fost extrem de cald cum credeam că o să fie, a bătut vântul și a fost bine. Acum deja e ora 7. Noi suntem la cumpărături de pe la 12. Oh my god! De pe la 12 tot umblăm prin magazine și încă mai avem energie. Mi-e doar mie sete, îmi simt gâtul super, super uscat. Și mă doare umărul de la geantă, cam nita mai paporniță. Sunt foarte out of shape, după cum se vede. Încep să gâfâi după un pic de mers. Ce stai, șobolani? Lângă cu tomberon. I don't know, eu nu văd așa departe. Eu n-am ochelari și nu văd departe. Mergem acum, intrăm la Fossil și vedem, poate găsim ceva drăguț pe acolo să vă rog ceva și de acolo. Eu caut o geantă micuță, din aia tip poștaș, neagră, asta caut. Și aia mi-a plăcut de la Coach, aia maro, dar era maro. Și nu era geanta ideală, geanta visurilor mele, pentru că era maro. Acum am zis, hai să mergem puțin și la Fossil înainte să plecăm, ca să fiu sigură că n-am ratat nimic. Nu prea văd nimic aici. Geanta aia neagră, poștaș, dar nu-mi place. Vreau ceva mai clasic, mai... Și nu cred că o să aibă aici. Asta-i drăguță. Da, e drăguță. Ia să văd cât costă asta. 198 și este 50%, adică aia 100 de dolari. E de babe? E de babe. E de babe, deci nu cumpărăm. E de babe. E de babe. Nu e așa nașpa. Nu, nu e nașpa, dar e de babe. Asta e drăguță. Nu aș cumpăra-o, dar e drăguță. Este pielea foarte moale. Și pare foarte încăpătoare. Dacă o ții așa, ca pe o sacoșă... Te duci la Walmart. Mă duc la Walmart, fac piață. Gata, am ieșit și de la Fossil. Conform Mihaelei, am urmat genți de babe. N-am văzut nimic care să mă atragă. Nici măcar portofelele. Unele erau drăguțe, dar... Așa că acum o să mergem la mașină și să mergem la hotel. De fapt și... Trebuie să mai mâncăm ceva. Mergem la hotel, facem check-in. Da, să ne lăsăm chestiile și mame. Ok, așa facem. La discotecă pe aia, la club. Americană. Nu, chiar are și steagul ăla. Ia, e super frumoasă. Mie îmi place. Tocmai am făcut check-in la hotel. Aici sunt chiar la intrare în cameră, ca să vă arăt și camera. Hai să începem cu baia, că tot sunt aici. Avem o oglindă luminată pentru machiaj. Oglinda asta mare, că și asta e luminată. Deci e perfect pentru machiaj, să ne facem machiajul. Baia e micuță, e curată. Asta tot ce contează. Ce mai avem aici? Mai avem... Ia stai. N-avem halat. Astea sunt paturile. Două queen size beds. 3,50 peste care apă. 3,50 costă apa. Avem televizor mare, să ne uităm bine din pat. Dar nu-l vedem de pungi.
Au fost... Și ne-au dat și cookies, complimentary. Eu am mâncat jumate din el deja. Și ne-au dat și... Unde este? Apă. Ne-au dat și apă. Complimentary, ne-au dat apă și biscuite. Bun venit! Pe gratis. Și da, asta este camera noastră aici. Ah, unde o să ne facem noi în seara asta măști și ne relaxăm la spa. Și avem și un balconaș mic aici. N-avem vedere mișto, da, nu contează. Și asta e camera. Mi s-a dus tot rujul de pe buze, dar mi-au rămas buzele pătate. Până ne-am trezit eu cu Mihaela că vrem să mâncăm cină. Ne uitam să vedem ce restaurante sunt prin apropiere. Toate se închideau la 9 și noi ne uitam la restaurant la ora 9 și zicem ok, ce mâncăm, ce mâncăm. Și am văzut că era un Domino's Pizza aproape, chiar la 5 minute de mers pe jos și am zis hei, facem comandă la pizza și mâncăm pizza, așa că asta mâncăm în seara asta și e amuzant că îi spuneam Mihaela înainte să planificăm noi călătoria asta noastră, îi spuneam că vreau să mâncăm cină într-un local mai drăguț, ceva, să avem o cină mai... Și am ajuns să mâncăm pizza de la Domino's. Mihaela nu poate să mănâncă... Mihaela nu poate să mănânce brânze pentru că este intolerantă la lactoză și așa a luat o pizza cu pui și uite ce ți-a umplut acum, vezi că am fost acolo, am stat să așteptăm să-i fac a doua pizza și i-a făcut a loaded așa ca lumea, că sta să vă arăt în comparație cu cealaltă pizza, asta e cealaltă pizza, că am deschis-o acolo și... Și asta. Da, dar asta are mai mult. Uite cât ananas și uite cât pui. Nu, nu se compară. Am deschis pizza acolo și am văzut care brânză și am zis pizza asta nu trebuia să aibă brânză pe ea. Și ne-a dat-o și pe asta gratis. Da, ca să nu arunce la gunoi, ne-a dat pizza pe gratis. Are barbecue sauce, ananas și pui. Și eu m-am luat cu șuncă și ciuperci. Fără sos, că mie nu-mi place sosul. Și mi-a zis că sunt ciudată. Asta e pizza mea, asta... Ce ai? Deja îmi plouă în gură. Sunt gata să mă demachez. Și mi-o sete, mi s-au uscat buzele super tare. Păi cum să-ți plouă în gură dacă ți-e sete, nu principiul Îmi plouă în gură de foame și tot mi-e sete. Gata, ne punem pe mâncat, ne mai auzim. Am mâncat pizza, m-am spălat pe față, pe dinți. Mi-am pus masca, care nici nu-mi stă ca lumea. Simt că-mi intră în ochi, îmi cade în gură. Cine are gură așa de mică? Eu nu. Asta este masca pe care o am pe față de la Tony Moly cu aloe. Nu mi-am mai adus cremă de noapte pentru că mă gândeam ca să fie destul de hidratantă. Oh my god! Zis, bă, pe față. Asta este masca pe care și-a luat-o Mihaela, a cumpărat-o de la Sephora, care este anti-age. Deci, sperăm că e bună. $5 a costat? $6. Pe mască scrie că trebuie să o las cam 20-30 de minute. Așa că o să mă duc să mă întind și să stau cu masca asta. Să ne uităm la niște clipuri pe YouTube, probabil. Că nu e nimic interesant la televizor. Și poate revin după aia să vă spun noapte bună. Bună dimineața! Aseară n-am mai filmat. Când ne-am făcut măștile, ne-am pus în pat și după aia am dormit sau am încercat să dormim. Eu nu prea am putut să dorm. Simt că toată noaptea m-am foit și m-am... Tot pornea aerul condiționat. Simt că toată aia am stat așa cu ochii închiși încercând să adorm și n-am adormit de fapt. Acum ne facem bagajele să ne punem chestiile prin genți, spre așa și ne pregătim să ieșim din hotel. Dar mă știu, trebuie să facem check-out și este 10 și... Deci mai avem puțin și pe aia trebuie să plecăm de la hotel. Cred că mi-am împachetat tot, sper să nu fi uitat nimic și acum, înainte să plecăm, mănânc pizza, ce mi-a mai rămas de aseară. Noroc că am avut un frigider mic și am putut să ne băgăm pizza în frigider. Microunde n-avem, așa că mâncăm pizza rece. Am ajuns pe Main Street și aici. Vedeți câtă lume este, cât aglomerație. Este un fel de târg. Un fel de târg și miroase așa de bine. Miroase a floricele și amigdale cu scorțișoară. Pălării. O grămadă de magazine de bijuterii. Am găsit un magazin de bijuterii care aveau niște bijuterii făcute de mână super drăguțe. Și cred că o să ne întoarcem acolo după ce ne mai plimbăm pe aici. Asta se aude. Așa de drăguț aici. Nu știu cât de bine o să mă aud acum că am mai aerul condiționat pornit la mașină. Am ajuns în mașină,
gata plimbarea, gata distracția, până aici am plătit. Acum trebuie să ajung pe dinți. Mergem acasă și am zis să închid vlogul aici pentru că, da, o să conduc o oră și ceva și nu o să mai fac vlog. Am petrecut o noapte fără copii, am făcut multe cumpărături. Să vezi, ar fi trebuit să facem un haul împreună. Ce ne-am luat? Asta ar fi trebuit să facem, nu-i așa? Bun, o să încheiem vlogul aici, sper că v-a plăcut. Dacă da, știți voi, dați-mi un like. Abonați-vă dacă vreți să mai vedeți clipuri pe viitor. Și noi ne vedem în curând. Ne-am pupat! Pa!